Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ați venit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Sunt Grațiela, așa cum v-am obișnuit, iar alături de mine în această seară este Tudor Ștefan Rotaru, psihoterapeut și doctor în psihologie. Bună, Tudor, și bine ai venit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Grațiela, sunt încântat. Ideea ta mi se pare excelentă. Și asta pentru că sunt atâtea întrebări despre depresie, anxietate, despre toate problemele cu care se confruntă oamenii. Chiar dacă au curaj sau nu să vorbească despre aceste probleme, fie cu psihoterapeutul, fie de ce nu cu duhovnicul. Trebuie să le spunem oamenilor că suntem live și pe YouTube și pe Facebook, pe pagina de Facebook Calea spre Mântuire, pe grupul de Facebook Calea spre Mântuire, pe pagina mea personală și pe, bineînțeles, pe YouTube. V-aș ruga de asemenea să vă abonați la canalul de YouTube Calea spre Mântuire pentru a primi notificări de fiecare dată când suntem în direct. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc tuturor membrilor, tuturor oamenilor care formează această frumoasă comunitate, Calea spre Mântuire, și bineînțeles sponsorilor acestui canal, Scan Expert și Artizanat Opaiț. Deci, după cum spuneam, m-am îmbrăcat în roz. Pentru că eu am fost mai mult de inspirație, m-am îmbrăcat în alb doar. Urmează o discuție foarte interesantă și sunt sigură că toată lumea este foarte interesată să audă tema acestei discuții, și anume depresia, anxietatea, atacurile de panică. Tudor, hai să dăm o definiție întâi tuturor acestor afecțiuni și apoi discutăm pe rând despre ele. Mă bucur că mi-ai aruncat această minge la fileu, Grațiela, pentru că, de pildă, termenul depresie este folosit așa, cam de mântuială de multă lume. Și riscăm să etichetăm cu depresie fiecare tristețe, da? Ori depresia nu este echivalentă cu simpla tristețe. Tristețile noastre fac parte din viața noastră. În schimb, depresia este o tulburare, o problemă de natură psihologică, în care ne confruntăm cu unul sau mai multe din următoarele simptome pe o perioadă de cel puțin 2 săptămâni, spun, iată, manualele de diagnostic clinic. Vorbim în primul și în primul rând de o stare de apăsare foarte profundă, descurajare, un sentiment al lipsei proprii valori, o lipsă de chef pentru activitățile care adineauri ne făceau plăcere. De asemenea, această tristețe profundă se poate regăsi și în stări de anxietate și de disperare cu privire la viitor. În general, noi spunem în depresie că există o triadă cognitivă. Eu nu sunt ok, ceea ce mi se întâmplă nu este ok și viitorul nu sună bine. În ceea ce privește anxietatea, și aici vreau să fac trecerea de la depresie la anxietate, menționând și tulburările de somn, marea majoritate a cazurilor depresive cunosc și tulburări de somn, special insomnii, dar există și situații în care oamenii dorm mai mult decât le-ar trebui, tocmai pentru că sunt depresivi. Trecusem la anxietate. Anxietatea are o definiție simplă, îmbătrânită deja. Se spune despre ea că este frica fără obiect. Însă, pentru a avea o tulburare anxioasă, și vreau să știi, Grațiela, că sunt mai multe tulburări anxioase, nu numai una, trebuie să îndeplinim niște criterii. În principiu, noi gândim anxietatea ca o tulburare în momentul când ea ajunge să ne împiedice activitățile într-o măsură atât de mare, încât ne creează probleme pe parte profesională, pe parte personală și așa mai departe, pe parte socială. Și nu în ultimul rând, ai menționat tu de bătrânul atac de panică. Și nu vreau să pară că iau lucrurile în derâdere, dar iată, s-a întâmplat deseori ca multă lume care are atacuri de panică, speriată fiind de ceea ce îi se întâmplă, să ajungă la unitățile de primire urgențe și să ajungă în mod repetat acolo până când ok, să înțeleg că ai pățit-o. Până când cineva, iată, își dă seama sau face o recomandare în direcția tratamentului atacului de panică. Atacul de panică este o perioadă
relativ scurtă de 15-20 de minute de frică intensă, în care persoana ajunge să hiperventileze, adică respiră mai mult decât are nevoie, are senzația unui pericol iminent. Ceva grav se poate întâmpla. Oamenii de regulă... Scuză-mă că te întrerup, dar nu pot să mă abțin. Efectiv este mor acum. Acum mor. Acum mor și acum mor fie că voi face un infarct, fie că îmi crapă ceva în cap ca să fac să dau un citat din ceea ce li se întâmplă oamenilor. Apar într-adevăr gânduri catastrofale și în cel mai des, și poate să apucăm să dezvoltăm acest subiect, oamenii se sperie de senzațiile propriului lor corp. Inima începe să bată cu putere pentru că e un răspuns de pericol acolo în creierașul nostru și în momentul când inima începe să bată mai cu putere, omul se sperie și mai tare de propria sa inimă, da? Care bate cu putere sau de propria respirație care este accelerată. Și atunci se sperie și mai tare. Și tot așa. Evident, cred că merită menționat că din cauza faptului că hiperventilăm, în atacul de panică începem să amețim, începem să avem furnicături pe la degetele de la mâini, de pildă, apare și un gol în stomac la unele persoane. În fine, e senzația de groază iminentă, senzația că, știu eu, ceva foarte rău urmează să se întâmple și urmează să se întâmple imediat. Așa este. Trebuie să te întreb, pentru că sunt foarte curioasă, dacă toate aceste afecțiuni, toate aceste tulburări de ordin emoțional sunt declanșate de ceva sau, nu știu, poate le moștenim din copilăria noastră sau poate le moștenim de la părinți, se poate moșteni o stare de asta mai anxioasă din familie? Cred că, iarăși, întrebarea este cât se poate de pertinentă și de bună. Multă lume se întreabă de ce mi se întâmplă mie acest lucru. Și răspunsul la această întrebare poate fi, fără să vrem, și o mică sau o mai mare capcană. De ce? Pentru că nu aș vrea telespectatorii să creadă că dacă avem predispoziții genetice spre o tulburare sau alta, nu aș vrea să creadă că ei sunt neapărat condamnați să aibă aceste tulburări. Cu alte cuvinte, adică ni le și inducem, știi, dacă o să credem cam asta. Cam asta se poate întâmpla și, într-adevăr, există o înclinație, dacă am putea spune, o predispoziție, ca să folosesc termenul științific desuzitat de clinicieni, o predispoziție atât spre tulburările anxioase cât și spre tulburările depresive. Atacul de panică este o tulburare anxioasă. Acum, acesta este, dacă dorești, aceasta este prima bucată de răspuns, Grațiela. De ce? Pentru că, în fond și la urma urmei, nu poți să faci atac de panică, depresie sau eu știu ce tulburare anxioasă dacă nu te bagi singur în bucluc. Și felul în care ne băgăm în bucluc ține de felul în care gândim. Știu, poate telespectatorii s-au cam săturat să audă de la psihologi, măi, trebuie să-ți schimbi felul de a gândi, nu se poate așa, și oamenii poate că se simt neputincioși în fața acestei povești. Cum doresc să schimb felul de a gândi când eu nici măcar nu gândesc în momentele respective? Tocmai, prevenția este mama sănătății și în clipa, inclusiv mama sănătății mentale. Și în clipa în care reușim să ne dăm seama că putem face niște lucruri tocmai ca să nu ajungem într-un episod depresiv sau să nu ajungem într-o tulburare anxioasă, lucrurile se simplifică și mai mult. Acum, Grațiela, pentru că sunt provocat și nu mă pot abține, pe lângă răspunsul strict științific, aș vrea să vin și cu o mică mențiune filosofică. Aveam o discuție chiar în concediu acum o lună și ceva, dacă nu mă înșel, cu un prieten care mă întreba, Tudor, de ce li se întâmplă oamenilor asemenea lucruri? De ce ajung ei să sufere de diverse tulburări? Și mă întreba în special despre anxietate. Și am răspuns, i-a zis, Iosif, oamenii pățesc lucrurile astea pentru că nu știu să moară. Poate părea ciudat că psihologul, psihoterapeutul vorbește despre a ști să mori,
în clipa când discută despre depresie și anxietate. Mai ales că o altă caracteristică a depresiei e dată de gândurile recurente despre moarte, nu neapărat despre sinucidere, ci despre moarte în general. Dar ce vreau să spun prin acest nu știm să murim? Nu știm să ne împăcăm cu finitudinea noastră, nu știm să ne împăcăm cu faptul că pe acest pământ suntem o perioadă limitată de timp. N-am deloc o jenă să spun că suntem aici atât cât îngăduie Dumnezeu. Și dacă noi nu avem înțelepciunea să facem un prea plin din existența noastră și să încercăm permanent să controlăm lucruri care nu stau în puterea noastră, atunci cu siguranță o să dezvoltăm tot felul de tulburări anxioase și, de ce nu, depresive. Cred că mai merită menționat un lucru și, dacă îți mai aduce aminte, discuția asta noi am avut-o și când am purtat acel dialog interesant cu Maria. Da. Cine mai vorbește astăzi despre tulburări depresive fără să spună tulburări depresive anxioase? Da, tulburări anxioase există fără să fie însoțite de depresie, uneori, dar tulburările depresive sunt deseori mână-mână cu anxietatea. Cu alte cuvinte, o frică, aș îndrăzni să spun existențială, vine mână-mână cu această tristețe cronică, profundă, cu această disperare pe care o cunoaștem în depresie. Foarte frumos ai povestit, Tudor, și vreau să-ți spun că mi-ai anticipat întrebarea, mi-ai și dat răspunsul, deci am stau liniștită, pot să respir. Trebuie să ne spunem oamenilor, apropo de ce spuneai tu, că ne este frică să murim, că într-adevăr, atunci când treci prin toate aceste stări, frica cea mai mare este frica de moarte. Iar aici intervine, tocmai asta îmi place foarte mult, că psihologia se împletește foarte frumos cu teologia și cu faptul că o viață ortodoxă și frumos definită prin tot ceea ce facem noi zi de zi ne ajută ca această frică de moarte să scadă puțin din ce în ce mai mult în intensitate și să ne împăcăm cu gândul că, cum ziceai și tu, suntem pe acest pământ până într-un punct. Grațiela, iarăși nu mă pot abține să nu intervin, bine spui și cred că vreau să fac o mențiune, un adaos legat de ceea ce înseamnă viața ortodoxă. Deseori am în cabinet persoane care sunt credincioase și, prin urmare, mi se pare absolut important ca al meu client să se bucure de această resursă și anume de resursele pe care îi le oferă credința. Însă, deseori, clienții mei uită, și nu numai ei, că prima poruncă a creștinismului, prima poruncă a lui Hristos, este porunca iubirii. Dacă trăim în iubire cu adevărat, s-ar putea să ne dăm seama că multe probleme dispar. Pentru că, vezi tu, Grațiela, Evanghelia este plină de parabole în care Hristos interacționează cu fariseii și le dă acestora diverse răspunsuri privitoare la ritual, la importanța mai mare sau mai mică a anumitor reguli de respectat. Dar ce ne facem atunci când regulile sugrumă iubirea? Sau, cum spune Apostolul Pavel, atunci când litera este mai mult decât Duhul, pentru că Duhul face viu, iar litera ucide. Cred că o viață trăită în Duh, și aș îndrăzni să spun în Duhul iubirii, este o viață care o să aducă mai puțină panică existențială și mai multă bucurie. Ortodoxia este veselă pentru că este a învierii și deseori uităm acest lucru. Doamne, cât de frumos vorbești. Deci, cred că știi că noi am vorbit ca să facem un interviu pe săptămână, dar te-aș lua în fiecare sau te-aș pune să te ascult în fiecare seară, ceea ce îi invit pe urmăritorii noștri să o facă și pe paginile tale de YouTube, unde ai diverse emisiuni în care vorbești despre diferite tematici cu temă
psihologică. Exact, sunt diverse intervenții. Aș vrea să le spun oamenilor că Tudor nu numai că este un foarte bun psihoterapeut, un doctor în științele psihologiei, ci și a terminat, a cochetat cu teologia și știe foarte, foarte bine despre ce vorbește atunci când îl menționează pe Dumnezeu și învățăturile biblice. Bun. Tudor, au început să apară foarte multe întrebări. O să le luăm pe fiecare în parte imediat. Însă aș vrea să te mai întreb, cum crezi tu că putem sau cum trebuie să ne comportăm noi cu o persoană care suferă de depresie, de anxietate, de atacuri de panică? Da, răspunsul este amplu. De ce? Pentru că în fiecare din aceste probleme comportamentul este diferit. Dar cred că e util să dau măcar câteva ponturi. Evident vom dezvolta și în funcție de întrebările telespectatorilor aceste răspunsuri. Să luăm în primul rând persoana care se luptă cu depresia. Depresia este insidioasă prin faptul că ea se strecoară atunci când noi nu ne ocupăm mintea și trupul cu activități care să fie pe placul nostru, care să fie constructive, care să fie productive și așa mai departe. Și atunci, cred că o primă recomandare sau un prim lucru pe care putem face pentru o persoană care se luptă cu acest lucru, cu depresia, este să încercăm să scoatem persoana respectivă din casă, la o plimbare, la un suc, la o, știu eu, o promenadă în natură, la o activitate sportivă pe care o recomand cu mare, mare drag, mai ales dacă această activitate sportivă este în aer liber. Exact. Ce se mai poate recomanda sau cum ne mai putem comporta? În primul și în primul rând pot să spun ceva despre ce nu trebuie făcut. Pentru că, eu știu, false încurajări, Grațiela, de tipul lasă, domnule, asta, ce înseamnă asta depresie la tine? Termin-o cu lucrurile astea. Nu fac decât să-l înmolească pe celălalt și în mai multe sentimente de vinovăție cu privire la felul în care se simte. Nu-l fac pe celălalt decât să se simtă și mai inutil. Remarci de tipul, dar pe tine te-a afectat atâta lucru, dar asta este un fleac. Nu-l fac pe celălalt decât să se simtă și mai neputincios în fond și la urma urmei. Acum, în ceea ce privește anxietatea, lucrurile sunt un pic diferite pentru că anxietatea cumva se cuibărește în creierul nostru prin anumite legături pe care noi le facem, dacă dorești, inconștient. Sunt niște principii ale învățării, pare banal, sună banal, dar este deseori vorba despre învățare, o învățare profundă, o învățare în acele părți din noi care nu stau în controlul nostru. Și atunci, în ceea ce privește pe persoanele anxioase, aș încerca doar tot așa să vând un pont, și anume să încercăm să ne dăm seama care sunt acele comportamente prin care persoana anxioasă caută reasigurare. Voi explica ce înseamnă acest lucru. De pildă, dacă cineva are la un moment dat o frică de boală sau ceea ce numim noi ipohondrie, da? Caută pe internet foarte des informații despre boală, simptome, semne, întreabă de 10 ori medicul, se duce la nu știu câte controle la aceeași specialitate și medicii îi spun același lucru, că nu are nicio problemă. Acestea sunt comportamente compulsive. Ele liniștesc pe moment, dar întăresc și mai mult frica pe termen lung, pentru că în loc să ne obișnuim cu finitudinea ființei umane, noi stăm și alergăm după o siguranță care nu va veni niciodată. Și atunci o abordare înțeleaptă atunci când vorbim despre tulburările anxioase este o abordare în care încercăm să explicăm celuilalt că aceste căutări de reasigurare nu fac decât să răutățească situația. Este doar un exemplu, Grațiela. Evident, tulburările anxioase au așa o paletă mai largă și poate vom avea ocazia în alte emisiuni să vorbim despre fiecare în parte, de ce nu? Da, ar fi drăguț. Tudor, spune-mi, înainte,
părinții noștri, bunicii noștri, nu știu sau cel puțin nu se auzea de astfel de tulburări, de ordin psihic. E poate pentru că duceau o viață mai corectă, mai limpede, mai clară, mai puțin toxică. Aveau un program foarte bine definit zi de zi. Bunicii noștri știm bine că se trezeau de dimineață și mulgeau vaca și așa mai departe, le ducea animalele la păscut, făceau mâncare, curățenie prin curte. Probabil și, cum spuneai tu, activitățile zilnice te fac să uiți, nu? Grațiela, într-adevăr, viața de dinainte avea și multe beneficii. Iată, spun cu mare mândrie că sunt nepot de țărani din ambele direcții, atât dinspre mamă cât și dinspre tată. Și am avut ocazia, în special în ceea ce privește pe bunicii din partea mamei, să îi cunosc și să petrec timp alături de ei și să petrec timp la țară. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, faptul de a fi permanent în mijlocul naturii, de a fi permanent conectat cu pământul, cu plantele, cu animalele, deci nu care sunt foarte antidepresive. Poate vă vorbi și despre beneficiul unui animal de casă în această direcție. Toate aceste lucruri clar ajutau. Mai este un lucru pe care trebuie să îl recunoaștem și vreau să vorbesc în special despre latura sociologică a acestui fenomen, nu neapărat despre latura religioasă, pe care evident o putem discuta la rândul ei, și anume faptul că mulți dintre săteni optau să meargă la biserică în fiecare duminică, închega într-un anumit fel comunitatea. Liturghia era un prilej pentru femeile din sat, pentru bărbații din sat să se întâlnească și să vorbească. Și chiar dacă nu erau neapărat toți prezenți la liturghie în fiecare duminică, totuși această conectare se producea. Merită menționat aici și ce însemnau ritualurile din afara liturghiei, liturghiile din timpul sărbătorilor, evident, dar și praznicele și pomenirea morților care se făcea în diverse forme și în diverse etape, așa cum ea apare în ortodoxie. Ce mai merită iarăși menționat este că tulburări de tipul depresiv anxios, noi nu avem acum niște statistici ca să ne dăm seama dacă ele erau mai puțin prezente, asta este clar. Ceea ce putem în schimb spune este că la momentul respectiv aveai de mai multe ori ocazia să ieși din confortul criminal al depresiei. De ce îl numesc confortul criminal? Pentru că atunci când nu ai ceva de făcut, și în ortodoxie se spune, nu, că diavolul îți dă de lucru atunci când nu ai tu de lucru, aveai ocazia la momentul respectiv să și aveai oportunitatea și obligația să te scoți în acel confort, pentru că erau toate treburile, nu? Să dai mâncare la animale, să uzi grădina, mai ales dacă era vorba de grădină de legume, și toate muncile care erau asociate, nu doar cu aici. Când începea vaca să ragă. Exact. Și o vacă trebuie adăpată de mai multe ori pe zi, asta este clar. Și porcii trebuie hrăniți de mai multe ori pe zi. Așa că toate aceste lucruri, iată, înseamnă activitate, înseamnă să te miști. Însăși mișcarea este producătoare de endorfine. Însăși mișcarea despre care vorbesc eu într-atâtea ocazii este un factor important în a preveni apariția unui episod depresiv. Bun, nimeni nu este scutit de apariția unui episod depresiv, asta este clar, și în mediul rural se poate întâmpla la fel de mult să existe astfel de tulburări. Cred că o cauză, fără să înfierez acum sau fără să exagerez, dar o cauză poate sta și în apariția televiziunii, care evident a adus și multe lucruri bune, dar ca orice unealtă pe lumea asta, poate fi folosită în ambele direcții. Și multe lucruri cu care oamenii se sperie, chiar și în ultima vreme, se sperie pentru că le văd la televizor, da? Nu tot ceea ce vedem la televizor trebuie să
proiectăm în noi în așa fel încât să ajungem să ne întristăm și să avem senzația că lumea se duce de râpă. Mie îmi place să spun că lumea nu se duce de râpă pentru că o ține Dumnezeu. Și nu știm câți sfinți, ai câtor religii, în câte limbi, se roagă astfel încât lumea să fie ținută. Da. Tudor, e adevărat că înainte părinții, bunicii noștri nu aveau acces atât de ușor și de facil la atât de multe informații, multe dintre ele false și făcute doar ca să stârnească temeri și mai mari, pentru că asta vinde, din păcate. Aș mai adăuga, dacă îmi dai voie, să spun că pe mine personal mă ajută scrisul foarte mult. Chiar invit pe oameni să-și țină un jurnal în care să-și noteze chestii frumoase sau chestii pe care le simt, pentru că scrisul în sine, scrisul de mână, atenție, este o terapie foarte, foarte bună. Există o tehnică, dacă îmi permit să intervin, Grațiela, o numesc jurnalul evenimentelor pozitive oricât de mărunte. Și asta înseamnă să ții un jurnal prin care să nu uiți în fiecare zi să enumeri. Poate fi chiar și cu liniuță. E mai frumos dacă reușim să scriem cursiv, dar poate fi și cu liniuță acele lucruri mari și mici pentru care suntem mulțumiți în acea zi. Persoanele depresive în general au această îngustare a conștiinței spre lucrurile negative. Și ați aduce aminte că ai multe motive pentru care să fii recunoscători, unele din ele mai mici, altele din ele mai mari, este un lucru care în sine aduce vindecarea. Iată deci, în primul și în primul rând, stai că nu-mi vedeam degetul, în primul rând iertarea aproapelui. În al doilea rând, dragostea, iubirea pentru tot ce ne înconjoară, pentru noi înșine. În al treilea rând este recunoștința, pentru că uităm să fim recunoscători pentru tot ce avem. Ne trezim dimineața și ni se pare că este un lucru absolut firesc să putem merge sau să putem deschide ochii sau să putem vorbi. Pandemia ne-a învățat că nu ni se cuvin chiar toate și că, uite, a ieșit din casă când vrei tu și când și a te duce unde vrei tu este o binecuvântare și un privilegiu foarte mare. Deci trebuie să fim prezenți în prezent, prezenți în prezent și să fim în permanență, în iubire, în recunoștință față de tot ce ne înconjoară. Ai menționat un termen foarte important și simțeam nevoia să intervin aici, termenul de iertare. Grațiela, vreau să știi că din punct de vedere al psihologiei științifice există o întreagă direcție care se cheamă chiar așa, psihologia iertării. Și mai vreau să știi că iertarea, odată, e o virtute creștină, e o virtute în mai multe religii, e o virtute în mai multe filosofii, dar că s-au făcut și studii cu rigurozitate științifică, experimente care au arătat, de pildă, că supraviețuirea în cancer este mult mai bună, da, mult mai lungă atunci când bolnavii trec prin programe menite să favorizeze apariția iertării. Buddha spunea că a ține furia este ca și cum ții în mână un cărbune aprins. Tu ești cel care se frige. Așa că, în primul și în primul rând, dacă putem să scăpăm de asemenea sentimente negative, de furie, de resentimente, ca să le numesc așa, chiar de invidie, putem vorbi și despre asta la un moment dat, asta nu face decât foarte, foarte mult bine sănătății noastre. Pe de altă parte, o altă direcție din psihologia științifică poartă numele de psihocardiologie. Și sunt convins că avem ascultători, telespectatori care au auzit deseori vorbindu-se despre psihosomatică. Ei, psihosomatica era o direcție relativ învechită din psihologie care punea legătura între diverse boli și anumite cauze psihologice. Ei, în momentul când toate astea au intrat sub rigoarea examinării științifice, n-a mai rămas mare lucru, dar a rămas un singur lucru, Grațiela, și merită menționat.
Factorul ostilitate este direct legat de boala cardiovasculară. Cu alte cuvinte, firile dușmănoase sunt firi mai predispuse spre boală cardiovasculară, accident vascular cerebral și infarct. Firile care sunt mai blânde, nu degeaba în Evanghelie suntem învățați despre blândețe, nu-i așa? Sunt, iată, mai protejate în ceea ce privește aceste boli. Evident, nu există o siguranță. Există doar, să spunem, anumite diferențe semnificative statistic și cu efect mare, dar este clar că iertarea ajută, e clar că blândețea ajută într-o viață mai sănătoasă, mai împlinită, mai fericită și mai lipsită de depresii și de atacuri de panică. Așa este și să știi că ai foarte mare dreptate, pentru că atunci când suntem furioși pe cei din jurul nostru sau furioși pe noi sau pe trecutul nostru, fără iertare, fără a ierta pe ei, pe noi sau pe trecut, adunăm ca într-un container foarte multe deșeuri. De aceea există psihoterapie, de aceea există duhovnicii care vin în întâmpinarea noastră și putem descărca acolo mare parte din toate gunoaiele sufletești care se adâncesc în noi, prin spovedanie, bineînțeles, și putem așa să evoluăm și să ajungem să fim oameni care să trăiască împliniți cu ei, cu mediul din jurul lor, cu oamenii din jurul lor și să învățăm să iubim necondiționat. Asta este lucru esențial, pentru că până la urmă totul se rezumă la iubire pe lumea asta. Graziela, menționez că totul se plătește. Nu e nevoie să încercăm să ne facem noi singuri dreptate, să păstrăm furia pentru a ne răzbuna pe cineva, pentru că totul se plătește și există o ordine, un logos al tuturor lucrurilor. Și dacă Dumnezeu poate ierta și știm că poate face asta și face asta, atunci cine suntem noi să ne luăm dreptatea? Exact, să ne luăm dreptatea în propriile mâini și să ne luptăm cu lumea pentru a ne face noi dreptate. Nu ajungem decât să ne izbim cu capul de un zid și să ne facem rău nouă înșine. Uite, Părintele Calistrat are o vorbă. Când mai vine pe la el câte o babă, cum spune el, și se plânge de nu știu care, de Cutărescu, de așa, părintele se uită așa foarte serios la ea și o întreabă: auzi, da, e plecat cumva Dumnezeu în concediu și nu știu eu, te-a lăsat pe tine în locul lui, știi? Ceva de genul ăsta. Trebuie să lăsăm tot ce ni se întâmplă nouă rău pe lumea asta, va avea la un moment dat și plată și răsplată, bineînțeles. Bun, haide, Tudor, să luăm câteva întrebări. Foarte multă lume ne salută. Ia să vedem. Ai făcut deja curios? Uite, foarte multă lume ne spune că se bucură că facem astfel de emisiuni și ne salută și din Italia și din Anglia. Tulburările de somn fac parte din atacurile de panică sau depresie? Tulburările de somn, așa cum am menționat anterior, sunt tablou integrant de cele mai multe ori din depresie. Există două direcții. Există odată direcția insomniilor, cele mai frecvente, când o persoană care are un episod depresiv constată fie că adoarme mai târziu, fie că are treziri repetate în timpul nopții, fie o trezire care nu mai este urmată de readormire. Dar, cum spuneam, există și persoane care au hipersomnie, adică dorm excesiv de mult. Aceste cazuri sunt ceva mai rare, dar există. Și un sfat pe care vreau să-l dau pe această cale, pentru că aș vrea, e foarte important și nu vreau să ratez ocazia, nu vreau să ratez momentul. Fraților, nu vă jucați cu tulburările de somn. Dacă nu puteți vorbi de ceva, nu puteți dormi, mă iertați, de ceva vreme, apelați cu încredere la un medic, la un medic psihiatru. Nu vă mai speriați atât dacă e vorba de psihiatrie, pentru că nu vă mănâncă nimeni și nu vă dă nimeni niște pastile în urma cărora nu o să mai puteți vorbi, stați liniștiți. Sunt niște medicamente foarte bune acum, pe care nu va trebui să le luați toată viața, le luați o perioadă până când se reglează somnul. De ce spun acest lucru? Pentru că un creier obosit este un creier care nu se mai poate apăra
de diversele influențe sau de diversele lovituri, de diversi stresori. Și nu mai este un creier care se poate concentra suficient de bine, astfel încât persoana să-și propună să se comporte înțelept și să gândească înțelept. Eu am uneori în terapie persoane care vin extrem de obosite, epuizate. Grațiela, aceste persoane nici nu procesează tot ceea ce le spun eu, oricât m-aș strădui eu să explic pe înțelesul tuturor. De ce? Pentru că sunt foarte obosite, sunt epuizate. Ei, și atunci, cum să schimbi filosofia de viață în momentul în care tu abia te poți concentra când îți vorbește cineva? Cum poți să ai energia despre care vorbeam ca să ieși din casă și să faci diverse lucruri dacă tu nu dormi o noapte de două, de trei? Și merită menționat aici că insomnia pe termen lung, adică să nu dormi chiar deloc o bună bucată de vreme, devine chiar foarte, foarte periculoasă pentru creier. Deci da, răspunsul pentru telespectatorii noștri este că tulburările de somn fac parte din tabloul depresiei. Nu înseamnă că de fiecare dată când avem tulburări de somn suntem depresivi, atenție. Dacă sunt pe o perioadă mai lungă de timp, nu? Dacă sunt pe o perioadă foarte lungă de timp și nu înseamnă că dacă avem o insomnie odată într-o noapte, vai de mine, trebuie să ne panicăm. Multă lume capătă probleme de somn pentru simplu motiv că își fac o problemă din cauza faptului că nu dorm și atunci insomnia se agravează. Somnul vine de la sine pentru că e în programul nostru natural, dar dacă ne luptăm cu el ca el să vină, el nu apare. Ei, și atunci dacă punem capul pe pernă, da, și constatăm că nu putem adormi, este o idee bună dacă vedem că nu am adormit într-o jumătate de oră, într-o oră, ne ridicăm și facem altceva. Ne ridicăm și spălăm un vas. Sună banal, dar e o idee bună. Nu este banal, dăm voie să intervin, că nu pot să mă abțin. Într-una din serii ne-am culcat foarte epuizați și eu și soțul meu după o zi foarte încărcată și toată bucătăria noastră era plină de vase care stăteau acolo pentru a fi spălate și nu aveam curajul nici unul, nici altul, știi, să le spălăm. Și m-am culcat, vreau să-ți spun că a doua zi dimineață m-am trezit înaintea soțului meu și am găsit o minune mare în bucătărie la mine. Se spălaseră toate vasele, nu numai că s-au spălat, dar s-au și pus la loc. Și asta pentru că Alex la un moment dat s-a trezit și a sărit somnul și uite, a făcut ceva folositor, productiv. Exact și i-a venit și somnul între timp, că știi cum e, când suntem elevi și ne punem la învățat, ne apucă somnul, când trebuie să muncim ceva, iar ne ia somnul și tot așa. Și aș mai spune eu la ce ai spus tu, că din câte știu și te rog să mă contrazici dacă greșesc, somnul ajută foarte mult celulele din creier să se regenereze, nu? Și oxigenul, bineînțeles, de aceea este important să stăm cât mai mult timp în aer liber. Pot adăuga aici, pe înțelesul tuturor telespectatorilor, o observație despre cum funcționează creierul. Noi avem, creierul nostru funcționează modular, adică noi avem mai multe forme prin care procesăm informații, adică procesăm acolo în adâncul creierașului nostru ce ni s-a întâmplat peste zi. Și nu numai peste zi, ceea ce ni se întâmplă în general. Ei bine, somnul și în special faza REM, adică faza în care visăm, chiar dacă nu ne amintim că visăm de fiecare dată, este o formulă prin care creierul pune la locul lor diversele informații pe care le-a acumulat. Ei bine, imaginează-ți tu ce se întâmplă când ai un creier care este nedormit zile și zile și, Doamne ferește, chiar săptămâni la rând. Acolo se produce o harababură, da? Pentru faptul că... În poporii se mai spune și creier ars. Nu? În poporii se mai zice și creieraș, dar se produce o rababură pentru că nu se mai așează la locul lor diversele bucăți de informații. Bine, există în somn și secretă anumiți hormoni de care noi avem mare nevoie. În somn se și reface celula nervoasă, cum bine ai spus, se schimbă și se refac, se reglează anumiți neurotransmițători. Pentru că mie mi se pare înțelept să credem și să înțelegem și să acceptăm că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ într-un corp care are regulile lui, are funcțiile sale
Și iată, aceste funcții despre care vorbesc eu au o logică a lor. Nu întreaga logică a organismului uman a fost descoperită de medicină, încă sunt multe lucruri care urmează a fi descoperite. Dar dacă avem acces și trăim în niște vremuri în care medicina științifică, psihologia științifică ne pot oferi instrumente, ne pot oferi intervenții, mijloace prin care să trecem cu bine, eu cred că ar trebui nu să fim mândri, ci dimpotrivă, să fim smeriți, să acceptăm ajutorul și din partea unui specialist, evident, alături de ajutorul duhovnicului în cazul celor care sunt credincioși. Și uite, dacă tot vorbim de duhovnic, și preoții recomandă că atunci când te duci noaptea la culcare să aerisești camera și să, când îți pui rugăciunea dinainte de somn, să aprinzi o bucățică de tămâie, pentru că și tămâia ajută, mirosul de tămâie ajută foarte mult, pe lângă a sfinți și a elibera toată ziua asta de stres, de... Exact. Dragilor, trebuie să vă reamintesc că suntem live pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire, suntem live și pe Facebook, așteptăm întrebările voastre și uite, este o doamnă din Italia. Stai numai puțin. O să încerc să nu vă dau numele nimănui ca să fie mai ok așa. Este o doamnă din Italia care spune că de 5 ani suferă de depresie, că este greu să termine orice lucru începe și că simte o apăsare în piept și că preferă de multe ori să doarmă. Mm-hmm. Mm-hmm. E posibil să fie un caz de hipersomnie, așa cum spuneam, adică de prea mult somn ca răspuns la depresie. Acum, evident, nu pot cunoaște detaliile cazului cu care se confruntă doamna, deși eu lucrez deseori prin intermediul internetului cu românii plecați în afară. Am clienți în Anglia, am clienți în Franța, în Germania, în Belgia și așa mai departe. Și mesajul meu către doamna ar fi următorul. În primul și în primul rând, simptomele de multe ori reprezintă felul prin care organismul nostru ne dă de știre că ceva nu este în regulă cu condițiile noastre de viață. Nu spun neapărat că împrejurările în care se regăsește dumneaei ar trebui schimbate, ci poate că o cale este să pună întrebări dacă despre mediul în care se află, dacă lucrurile care îi se întâmplă acolo sau scenariul pe care îl trăiește acolo este ceea ce își dorește cu adevărat. Dacă nu, iată, poate că cineva cu ce mare, da, de sus, trimite semne că ceva trebuie schimbat. Dacă toate sunt în regulă în jur și cu toate acestea apăsarea persistă, sunt mai multe direcții, tocmai de aceea psihoterapia este complexă. Poate că este ceva în felul de gândire al doamnei prin care tinde să evalueze catastrofal diversele evenimente de viață pe care nu ar trebui să le evalueze catastrofal. Poate că există anumite obiceiuri care, să zicem, obiceiuri comportamentale care ar putea fi schimbate, cum ar fi de pildă mai multe activități pe lângă muncă, mai multe activități plăcute, obiceiuri de ieșit la plimbare, obiceiuri de jucat jocuri, nu jocuri pe calculator, ci jocuri împreună cu familia de pildă sau cu prietenii, da? Jocuri de societate. Nu e neapărat să aibă o componentă de șanse, există și tot felul de jocuri foarte distractive și nevinovate care pot fi jucate cu succes. Ce mai pot spune doamnei este că această apăsare despre care vorbește dumnea ei ar putea să fie și expresia unor nemulțumiri nerezolvate și de ce nu neconștientizate. Poate că e vorba despre o relație pe care vrea să o repare cu cei din jur. Poate că este vorba despre un sentiment de neîmplinire sau, de ce nu, și tind să spun, subliniez să spun acest lucru, poate că doamna s-a îndepărtat fără să-și dea seama de propriile ei valori. Ce își dorea mai de mult să facă și a trebuit să renunțe cu totul? Oare nu există ceva similar sau ceva apropiat
Poate că și-a dorit, știu eu, ceva în direcția muzicii, poate că și-a dorit ceva în direcția scrisului, poate că i-a plăcut ceva din domeniul picturii sau artelor plastice în general. Indiferent ce ar fi, ar putea să înceapă acea activitate ca hobby și să regăsească o parte din sufletul pierdut. Așa este. Să știi că e foarte important să faci în viață ce îți place. Și uite, dacă tot vorbeam de pandemie și de efectele nocive pe care le-a avut asupra noastră, trebuie să recunosc că am dat startul acestui proiect fix în perioada pandemiei și am muncit atât de mult încât efectiv nu îi înțelegeam pe cei care se plângeau că suferă de depresie, de nu mai știu eu ce. Pentru că atunci când faci ceva să-ți placă și ești împlinit cu ceea ce faci, cred că nimic nu mai stă în calea fericirii tale. Altcineva ne întreabă dacă poate scăpa de antidepresive în cazul în care le-a luat. Am înțeles, da. Aceasta este o întrebare mai, să zicem, încălcită, dacă pot numi așa, dar nu disperați. În ton cu bluzița roz a Grațielei, spun așa, există soluții pentru tot. Ce se întâmplă cu antidepresivele? În primul și în primul rând, aici vreau să fac o mențiune. Au existat situații în care colegi de-ai noștri medici, nu mulți dintre ei, cumva au abuzat de această medicație. Adică, de pildă, au administrat atunci când nu era neapărat necesar, pe perioade foarte lungi de timp, au administrat antidepresive pacienților și nu au început, poate, în cazul unor depresii ușoare sau medii, fără alte componente, cu o perioadă de 6 luni de tratament, după care să ne schimbăm și stilul de viață. Un alt semn pe care îl putem înțelege din această dependență de antidepresive este următoarea. Vedeți, dumneavoastră, antidepresivul repară hardware-ul, adică repară ceva în componenta fizică a calculatorului din creierul nostru, da? Dar nu repară software-ul. Și în momentul când tu apelezi la o cură cu antidepresive, ceea ce e o idee foarte bună, de foarte multe ori, vă încurajez în direcția aceasta, dar tu nu, în același timp, prin psihoterapie, prin schimbarea filosofiei de viață, prin credință, prin lectură, etc., etc., nu schimbi ceva în stilul tău de viață, nu schimbi ceva în filosofia ta de viață, nu schimbi ceva în felul tău de a gândi. Au trecut cele 6 luni de antidepresive, mai trec o lună, două, în care încă mai sunt efectele remanente ale plusului de serotonină pe care l-ai primit în urma tratamentului cu antidepresive, după care pici înapoi în buclucul în care te-ai băgat. Tocmai acesta este rolul psihoterapeutului și o repet foarte des clienților mei aspectul ăsta. Pentru că e evident, dacă omul vine și discutăm despre antidepresive, fie îi recomand să colaboreze cu Maria, da, pe care o cunoaștem amândoi, fie că este deja sub tratament cu antidepresive, îi spun, uite, rolul acestor antidepresive este să-ți dea ție un plus de energie și un plus de optimism ca să poți schimba elemente semnificative în viața ta, elemente care te-au băgat în bucluc la început. Spune. Este ca și cum am stat sub apă și e bula aia de oxigen. Exact. Care ne ajută să notăm, deci să profităm de ea pentru a nota și a ne ridica la suprafață, nu? Îmi place foarte mult analogia ta, Grațiela, e genială și cred că să o folosesc și eu în terapie. Exact, e o gură de oxigen ca să căpătăm forță să notăm spre suprafață, dar noi trebuie să ne lămurim care este direcția sus, da? Care sunt gesturile pe care trebuie să le facem ca să ajungem acolo și cum trebuie să facem ca să ajungem să respirăm singuri. Asta este foarte important și subliniez, pentru că sunt convins că sunt multe persoane care ne ascultă și ne vizionează acum, calea prin care ajungi să faci o schimbare semnificativă în viața ta
nu este musai să fie psihoterapeutul. Nu este musai să fie un psihoterapeut anume. Da? Este una din căi, dar ceea ce este important este că trebuie să faci ceva. Nu poți să nu schimbi nimic la viața ta, la comportamentele tale, la felul în care gândești, la relațiile tale, la mediul tău de viață, etc., 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 și să ai pretenția că după ce s-a terminat tratamentul cu antidepresive, lucrurile să fie roz precum bluzița ta, Grațiela. Nu se poate așa ceva. Dacă antidepresivul are un rol foarte important, nu mai vorbesc de alte tipuri de medicații care sunt esențiale, vitale în tulburări mai grave. Dar indiferent de situații, noi trebuie să schimbăm ceva. Iar ceea ce trebuie să schimbăm, Grațiela, este că trebuie să devenim mai înțelepți. Iar povara de a te înțelepți e o povară pe care o purtăm cu toții. Că suntem terapeuți, că suntem realizatori de emisiuni, iată, și sau redactori de canal pe YouTube, așa cum cu succes ești tu, că suntem, de ce nu, clerici sau ne ocupăm, sau avem o altă profesie, dacă ceva nu este în regulă, înseamnă că noi trebuie să schimbăm ceva. Și pentru aceasta trebuie să avem smerenia necesară să cerem ajutor și îndrumare. Da, și iată că pe lângă calea spre mântuire trebuie să avem mereu o cale spre a ne perfecționa pe noi înșine, de a deveni mai înțelepți, mai buni, mai integri și tot așa mai departe. Și dacă îmi permiți, aș mai adăuga că vitamina D este... Wow. Să nu intrăm în subiectul, intrăm imediat și în subiectul oligoelor, în subiectul vitaminelor și a oligoelementelor, pentru că e foarte important, dar până acolo vroiam să fac o alăturare, dacă îmi permiți. Mie mi se pare absolut genial acest lucru. Haideți să vă spun o poveste. O poveste despre un scriitor pe numele lui Reinhold Niebuhr. El a scris ceea ce astăzi știm sub denumirea de rugăciunea seninătății sau rugăciunea serenității. Și această rugăciune începe chiar așa: Doamne, dă-mi puterea să schimb ceea ce pot schimba. Doamne, dă-mi seninătatea să accept ceea ce nu pot schimba. Și Doamne, dă-mi înțelepciunea să fac deosebirea între ele. Ei bine, povestea nu se termină aici, pentru că nu mai țin minte exact anul, dar Reinhold Niebuhr scria această rugăciune a serenității, care continuă și după versurile pe care le-am menționat eu, da? Scria aceste versuri cu o bună bucată de vreme înainte să apară psihoterapia cognitiv-comportamentală. Ei bine, ce credeți că au descoperit oamenii de știință în momentul când au realizat studii și meta-analize, adică studii ale studiilor, voi explica poate mai în detaliu cu altă ocazie, au descoperit că această triadă, această sfântă treime a sănătății mentale, dacă o pot numi așa, să accepți ceea ce nu poți schimba, da? Să faci ce stă în putere să schimbi ceea ce poți schimba și să ai permanent o autointerogare, o întrebare despre cum să faci deosebirea între cele două, este nucleul sanogenezei, este nucleul sănătății mentale în general. Ei, cum vi se pare ca o rugăciune scrisă de un autor cu mult înainte apariției psihoterapiei științifice, chiar cum e cazul terapiei cognitiv-comportamentale, să codeze în câteva versuri exact factorii sănătății mentale pe care putem identifica acum prin metoda științifică. Mie mi se pare ceva de o genialitate ieșită din comun și mi se pare că asta arată că există o înțelepciune în univers și că cineva, tot cu ce mare, veghează. Și acum mă întorc la vitamina D sau prefer să lăsăm acest? Hai să mai spunem rapid că, uite, e o întrebare al cărui răspuns eu îl cunosc câte puțin așa, dar trebuie să-i răspunsul doamnei sau domnului, pardon, scuze. Ce trebuie să facem prima dată când avem un atac de panică?
Așa, prima și prima dată când avem un atac de panică, dacă ne referim strict la un comportament, ar fi să încercăm să respirăm controlat. Dar bun, prima și prima dată, dacă ar fi să ne referim la gânduri, este să ne dăm seama că nu o să pățim nimic. Da? Chiar nu o să pățim nimic. Identificăm ca fiind. Exact, să-l identificăm ca atare. Dar, mă rog, tratamentul de elecție în această situație este ceea ce noi numim respirația controlată. Eu am tot povestit despre respirația controlată, dar iată, o pot povesti din nou. Este o procedură prin care abdominal, adică diafragmatic, folosind partea de jos a plămânului, putem să ne luăm 3 secunde să inspirăm și alte 3 secunde să expirăm și facem acest lucru ușor, dulce, da? Nu forțat. Și noi dacă încetinim ritmul respirator la această cadență pe care eu am pomenit-o, atunci atacul de panică nu poate să se mai întâmple. Acum, evident, telespectatorii se vor întreba, hai domnule, nu poate să fie chiar atât de banal. Și într-un fel au dreptate, într-un fel nu. E banal pentru că, într-adevăr, exercițiul este de o maximă eficiență. Dar ceea ce se întâmplă este că până omul să îl realizeze corect, unii se prind foarte repede despre acest lucru, alții au nevoie de măcar o ședință de antrenament cu psihoterapeutul pentru a realiza corect respirația controlată. Eu insist cu clienții mei să realizeze respirația controlată și îți spun, Grațiela, fără nicio exagerare, majoritatea covârșitoare a celor care învață respirația controlată au o reducere drastică a frecvenței și a intensității atacurilor de panică. Este tratamentul de preferință în atacul de panică și în foarte multe tulburări anxioase. Deci da, dacă putem să respirăm mai rar, este grozav. Dacă nu, acel truc cu punga de hârtie sau cu o pungă oarecare, poate să fie și de plastic, poate fi o idee bunuță. De ce? Pentru că noi în punga respectivă respirăm un aer sărăcit în oxigen. Ce facem în momentul când respirăm într-o pungă? Respirăm același aer și aerul ăla are din ce în ce mai puțin oxigen. Ar putea părea contraintuitiv. Măi, de ce ne povestește tipul ăsta cu ochelare acum la o emisiune să respirăm dintr-o pungă și să avem mai puțin oxigen când noi simțim că ne se taie respirația și când avem oxigen oricum? Ei bine, de ce? Pentru că atunci când noi avem un atac de panică, de cele mai multe ori respirăm accelerat, băgăm mai mult oxigen decât trebuie în corp și acel oxigen în plus ne face mai mult rău decât bine. E un mecanism cu hemoglobina pe care poți să. Exact. Și atunci Da. dacă reducem, corpul se calmează. Deci, practic, în primul și în primul rând, ca să facem o recapitulare, trebuie să identificăm că este un atac de panică, să băgăm aici bine la căpuț, Da. după care să începem să respirăm și nu în plămâni, ci în abdomen, așa. Cu partea inferioară a plămânilor. 3 minute, 3 secunde 3 inspirație, 3 secunde expirație, după că, și asta practic ne ajută în primul și în primul rând să ca inima să își recapete bătăile ei normale, nu? Și Exact. Foarte importante Doamne, pentru deci știi cât de da. mult mă ajută acești ochelari? E foarte important, de-aia am repetat și la început, dulce, ușor, da? Nu tragem mult aer în piept, nu facem 2, 3 și după aceea 4, 5, 6, pentru că tocmai o să hiperventilăm mai mult și mai rău o să ne facem, ci ușor se face această respirație. Vreau să menționez, pentru că suntem pe un canal ortodox, nu degeaba în Isihas rugăciunea inimii a avut o importanță deosebită. Pentru că foarte mulți dintre cei care practicau rugăciunea inimii spuneau: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe inspir, miluiește-mă pe mine, păcătosul, pe expir. Și dacă e în cadența potrivită, o să observați că ies cele 3 secunde la inspir, cele 3 secunde la expir. Nimic nu e întâmplător. Și asta aduce o stare de liniște fiziologică. Așa că multe par noi, dar sunt foarte vechi, la fel ca și rugăciunea seninătății. Și uite-te tu cum
toată această lume care ne înconjoară, corpul nostru care este fantastic de amplu și de bine pus la punct, se datorează unei forțe majore care există sus și care este Dumnezeu și care prin voi, medicii, ne ajută să descoperim ușor, ușor cum să ne autotratăm sau cum să tratăm anumite afecțiuni și cum să le găsim chichița. Cineva ne întreabă sau cineva te întreabă poți spune despre sechelele care rămân în urma infestării cu noul COVID asupra psihicului unei persoane care a trecut prin acest necaz? Da. Într-adevăr, o întrebare complexă și nouă, nu? Pentru că n-am mai fost într-un context pandemic până acum, nu de amploarea aceasta. Dacă este să vorbim despre sechelele psihologice, aici depinde. Cuvântul sechelă mie îmi sună foarte, foarte dur și dacă pronunțăm acest termen, nu zic că e incorrect, dacă pronunțăm acest termen, este chiar posibil să vorbim despre un oarecare stres traumatic, îl numim noi, da? Este posibil ca în cazul persoanelor care au trecut prin aceste clipe să retrăiască, da? În fața ochilor minții să aibă flash-uri, da? Adică bucăți de film despre cele lucrurile cumplite pe care le-au trăit în spital, în acele clipe, când au aflat vestea și așa mai departe. De asemenea, este cu putință ca aceste sechele psihologice, cum le numește domnul sau doamna, să aibă legătură cu, și cu o stare de tensiune, cu anumite tulburări de somn. Și da, atunci o să sune puțin complicat, dar în aceste cazuri există un tratament strict psihologic pe care noi îl numim EMDR, da? E o abreviere din engleză și vine de la terapia prin mișcări oculare, de desensibilizare. Și e o chestiune descoperită relativ recent, a fost validată din punct de vedere științific, chiar și în meta-analize. Și descoperirea asta arată că un terapeut priceput care cunoaște tehnica EMDR, nu e nimic drăcesc, nu vă speriați, pur și simplu înseamnă că un terapeut plimbă un stimul, de regulă e suficient mâna, da, în direcția ochilor, și invocă după o procedură anume acele amintiri. Ei bine, amintirile respective se așează în creier, dacă mă pot numi așa, dintr-un loc unde au rămas blocate, în locul unde ar trebui să fie ele în mod normal. Este din cauza faptului că emisferele noastre cerebrale sunt diferite și e foarte important ca să existe o conexiune între ele și din punct de vedere informațional atunci când vorbim de evenimentele traumatice. Și bine, în rest aș recomanda psihoterapie clar persoanei, ca în funcție de particularitățile cazului său să poată interveni un terapeut priceput și să poată gestiona. Da, eu tot citesc în timp ce tu vorbești întrebările telespectatorilor noștri și văd aici, stăm în Spania, eu vreau să mă întorc cu copiii în România pentru că nu mai suport stresul de la școală și de la muncă, soțul nu-mi dă voie, asta îmi provoacă nesom. Ce să fac? Da, conflictele maritale sunt deseori o sursă de mare necaz, de mare distres și acum sunt multe valențe ale acestei întrebări. Depinde dacă ei au vorbit cu adevărat, bănuiesc că au discutat cu adevărat despre această idee de a se întoarce. Însă ce o sfătuiesc eu pe doamna apropo de relația cu soțul dumneaei? O sfătuiesc să îi pună soțului ei următoarea întrebare. Spune-mi așa, dacă noi suntem stresați și ne îmbolnăvim psihic și după aceea ne îmbolnăvim fizic, traiul bun pe care sperăm să-l câștigăm în Spania va mai fi de folos cuiva? Dacă ai noștri copii nu vor mai avea niște părinți întregi la minte,
le vor folosi bănuții în plus, puterea de cumpărare mai bună pe care o avem în Spania sau nu? Care este, de fapt, lista priorităților în toată povestea asta? Mulți spun, nu mă întorc în România pentru că acolo ar însemna sărăcie. Și poate că în anumite situații acest lucru este adevărat și eu înțeleg și empatizez pentru că, îți spuneam, Grațiela, lucrez cu foarte mulți români în străinătate, da, pe internet. Dar chiar și așa trebuie să vedem care sunt prioritățile. Îmi aduce aminte toată povestea asta de o discuție pe care am avut-o cu propria mea mamă, pe care o iubesc foarte mult. Și ea la un moment dat era extrem, extrem de obosită și de stresată pentru că mergea la două școli. Deci era profesor pentru învățământul primar și la o școală de stat și la o școală particulară, la care se adăugau și meditații cu copiii. Și îi spuneau, mami, dar las-o mai moale, adică chiar nu e nevoie. Ei, măi, mamă, vezi, când am reușit să fac mare lucru pentru voi, nu am reușit să vă ajut cu tare sau cu tare lucru. Și la care eu m-am uitat în ochii ei și am spus, mamă, dacă nu te mai am și ești la 2 metri sub pământ pentru că te-ai îmbolnăvit și ai murit, îmi ești mai de folos? Și țin minte că atunci a avut un declic. Și poate că o întrebare cumva similară ar trebui adresată și soțului despre care ni s-a povestit acum. Da, și bineînțeles că, așa cum v-am încurajat de fiecare dată, încercați, pentru că vă spun din propria mea experiență, încercați să mergeți pe aceste două căi, ale credinței și ale psihoterapiei. Se împletesc extraordinar de frumos una pe alta, se completează eficient și chiar dau rezultate extraordinar de bune. Am început să iau ca suport... Nu înțeleg ce spune aici, mă rog, cred că niște plante naturale pentru sistemul nervos osos. Zice ceva de ficate, de rinichi. Nu știu, chiar nu înțeleg la ce se referă. E posibil, dar pot să dau măcar așa un răspuns general. Mare grijă, disciplina medicală care se ocupă cu principiile din plante se cheamă farmacognozie. Și ea este o disciplină științifică. Nu înseamnă că toate buruienele pe care le punem în ceai au într-adevăr efect dovedit. Asta o dată. Doi, bine s-a pomenit acolo de ficat și de rinichi, pentru că în momentul când ne îndopăm cu ceaiuri, toate alea trec prin ficat și trec prin rinichi și există cazuri, Doamne ferește, în care s-a ajuns la insuficiență renală tocmai din cauza remediilor naturiste. Propun, și cu asta închei răspunsul la această observație, propun să ne îndreptăm spre plante cu efect dovedit. Se știe despre ceaiul de levanțică, se știe despre ceaiul de cornuri de hamei, care are efect sedativ, da? Se știu și alte plante care au efecte benefice. Se știe de asemenea despre extractul de sunătoare, hipericină, dar acela nu poate fi obținut prin ceai, o să avem noi o altă discuție. Și da, în proporțiile care trebuie, atunci când e vorba de infuzie, să punem una, două, trei plante, dar despre care să știm că au un efect dovedit, să nu punem prea multă plantă în apă, da? Să fie conform rețetei și să lăsăm după ce am stins apa, da? De la fiert să se infuzeze 15 minute, dar asta poate fi o idee bună, dar nu prea mult și aveți grijă ce cumpărați de pe piață, că sunt foarte multe produse și multe dintre ele sunt... nu foarte corecte față de consumatori. Da, și dacă tot suntem în direct și știu că tăticuțul meu mă urmărește acum, aș vrea să-i spun încă o dată, public, că nu este atât de benefic să bea atât de mult ceai seara și că ceaiul în exces, într-adevăr, afectează și rinichii, dar și ficatul. Bun, ia să mai vedem. Întreabă cineva dacă voința are un efect, un rol major în această boală. Dacă vorbește despre depresie, voința este afectată în depresie. Tocmai e ca și cum am avea niște greutăți de picioare sau ca și cum am avea ceva care ne apasă mintea și ne facem să
fim descurajați și să nu prea avem voință, să nu avem chef sau chiar să avem un sentiment de lehamit. Deci clar există o legătură. Și vreau să fac aici o observație pentru că e foarte importantă. Întreg tratamentul comportamental al depresiei se bazează pe următorul principiu. Domnule, suferi de un episod depresiv și ți-a spus și medicul de familie, ți-a spus și psihiatru și ți-a spus și psihoterapeutul că e foarte important să te ții ocupat cu diverse activități, pe care psihoterapeutul, de altfel, le poate și stabili împreună cu tine, da? Pentru a te ajuta. Ei bine, te-ai trezit dimineața și știi că ai putea să faci un anumit lucru, da? Care îți face plăcere. Sau chiar o activitate care reprezintă muncă, dar care îți aduce o oarecare satisfacție. Dar tu nu ai chef. Nicio problemă. Pofta vine mâncând. Da? Adică, înainte de a ieși la plimbare, spun, fai, dar ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac acum este să ies din casă. Nu am absolut niciun chef, dar nu vreau absolut deloc. Dar hai că ies pentru că așa a zis psihologul, așa a zis medicul și așa mai departe. După ce m-am întors de la plimbare, mamă, dar ce idee bună a fost că am ieșit la plimbare, da? Dar trebuie să trec peste demonul amiezii, cum l-a numit foarte frumos un autor care scria despre depresie, da? Despre acest demon care ne trage înapoi și să punem haina pe noi să ieșim. De multe ori, Graziela, și cu Demonul asta. amiezii care există de altfel și în toate rugăciunile de dezlegare pe care Biserica Ortodoxă Română le face și care Așa. înseamnă lenea. Și care e. Care înseamnă o lene, Lenevie. dar în cazul depresiei nu e o lenevire plăcută, da? Este o lenevire în care stăm eventual cu ochii pe tavan sau pierduți cu ochii pe un serial, dar pe care nu-l urmărim cu adevărat și noi ruminăm în capul nostru și ne plângem nemilă despre cât de urâtă, neplăcută este viața în momentul respectiv. Da. Uite, mă uit că oamenii. Duhul ce bântuie într-o amiază, așa este, părinte. A intrat și un părinte tare drag mie, pe care îl urmăresc, și vă salutăm, părinte, dacă puteți să interveniți și dumneavoastră cu un sfat duhovnicesc în această discuție a noastră, este binevenit. Mă uit că oamenii ne felicită în continuare. Sunt foarte puține întrebări, dar sunt foarte, foarte multe mulțumiri pentru emisiunea pe care o facem și cred că dialogul dintre noi doi are un rol benefic pentru că efectiv îl savurează lumea. Aș mai vrea eu să te întreb, Tudor, dacă, nu știu, tot ce putem noi schimba în bine la noi, la comportamentul pe care îl avem, poate totodată să anticipeze apariția unei depresii, de exemplu, fără să fim. Adică, eu cred că schimbarea trebuie să înceapă nu neapărat cu un scop anume, acela de a preîntâmpina o boală sau o stare afectivă, nu? Le spun deseori clienților mei faptul că apariția unei tulburări psihologice înseamnă că viața te-a prins cu temele nefăcute. Fie că este vorba despre relația de cuplu, fie că este vorba despre relația cu adolescentul dificil, fie că este vorba despre un episod depresiv sau despre un episod de anxietate, este o temă nefăcută cu care ai fost surprins, iată, de viață. Și dezvoltarea personală, și atenție, când spun această sintagmă, nu aș vrea să strâmbați din nas, pentru că, într-adevăr, sintagma dezvoltare personală a fost așa folosită până la refuz, până când a creat dezgust publicului. Dezvoltarea personală reală, autentică, înseamnă să devii mai înțelept, da? Și de regulă mai înțelept nu devii doar pentru faptul că citești un manual în care ți se spune pe copertă cum să devii mai bun în 5 pași, cum să Și parcurgi. la sfârșitul căruia, nu numai că nu devii mai bun, dar nici n-ai înțeles nimic din Dar nici carte. nu înțeles nimic, da? Ci dezvoltarea, asta spuneam și insist asupra acestui lucru, dezvoltarea personală începe acum. Un caz sau un sfat deosebit important pentru părinți, cred eu, este următorul. Dragi părinți, nu vă lăsați copiii să moștenească aceleași vicii de gândire pe care le-ați avut voi înșivă.
Și dacă nu s-a făcut educație emoțională cu voi la timpul potrivit, pentru că nu au existat posibilități, pentru că nu s-a știut și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu trebuie să vă învățați copilul, unu, să-și recunoască emoțiile, doi, să recunoască emoțiile în ceilalți și trei, să-și poată modula răspunsul emoțional, să poată să schimbe prin ceea ce fac, prin ceea ce gândesc, felul în care se simt. Adică dezvoltarea personală e bine să înceapă de vreme, dar dezvoltarea personală este bine să înceapă oricând. Niciodată nu este prea târziu să fim înțelepți. Fie și dacă ne aflăm la venerabila vârstă de 80 sau 90 de ani, nicio problemă. Este timpul poate să învățăm ceva, ceva important. Dumnezeu poate ne cheamă spre o lecție importantă pe care trebuia să o înțelegem atunci și acolo. Așa că eu propun să fim deschiși, să vedem ce ne comunică viața și care sunt căile care se deschid în calea noastră, în fața noastră. Îmi spune părintele Ioan Danci că emisiunea este foarte bună și benefică și că ar fi nevoie pe lângă un doctor și de un preot, pentru că depresia este de cele mai multe ori și o boală sufletească. Și așa este, însă, uite, chiar e o idee foarte bună ca pe viitor să încercăm să facem o astfel de discuție în trei. Am vrut să vorbim astăzi despre depresie, Tudor, pentru că foarte multe persoane, foarte mulți tineri în special, pentru că știm cu toții că vârsta adolescenței este o vârstă ușor, nici nu știu cum să o numesc, dificilă, de neînțeles, suntem acele genii neînțelese, căutăm tot timpul esența, chintesența lumii și ne punem tot felul de întrebări existențiale. Pe de altă parte, suntem poate frustrați de anumite neputințe și o astfel de depresie neidentificată de părinți la timp sau nerecunoscută de noi înșine, de ce nu, poate duce în cel mai rău caz la un suicid, scuze. Și tocmai de aceea îi încurajez pe oameni ca să împletească aceste două lucruri, terapia, psihoterapia cu biserica, cu preotul duhovnic, cu rugăciunea, cu un stil de viață sănătos și nu vorbesc aici referindu-mă la hrană, ci la sănătatea noastră psihică, emoțională, pentru că ăsta este un alt motiv pentru care mi-am dorit să facem aceste emisiuni. Ca oamenii pe care eu îi am aici pe canalul Calea spre Mântuire să se dezvolte din toate punctele de vedere. Și ca oameni în societate, dar și ca oameni să fie împăcați cu ei înșiși. Și este nevoie ca părinții să fie atenți la orice indiciu care ar putea duce spre... Spune tu mai degrabă că ești mai în măsură să o faci. Dacă vorbim de adolescenți, Grațiela, într-adevăr pot exista și există frecvent situații în care se ajunge, din păcate, la un gest. Noi spunem despre adolescenți că nu în toate cazurile, dar multe cazuri, gestul respectiv are conotații demonstrative. Dar aș vrea să nu luăm cuvântul demonstrativ în sens peiorativ. Nu înseamnă că dacă fac un gest necucetat să înghit mai multe pastile, dar eu ca tânăr adolescent pentru a... Hai să nu dăm exemple, da? Da, ok. Sau știu nu ce. Idei, nu de alta. Nu dăm idei. Nu înseamnă că nu strig după ajutor sau nu înseamnă că nu am o suferință psihologică. Și din potrivă, un astfel de gest, chiar dacă are conotații demonstrative, adică este menit să atragă atenția, este menit să strige după ajutor, el poate fi fatal, chiar dacă este demonstrativ. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, aș sublinia aici un bun echilibru, pentru că ce se întâmplă foarte des, Grațiela? Părinții se gândesc că cea mai bună cale pentru a preveni întâmplarea unei nenorociri cu adolescentul lor este să se implice și mai mult.
Ei bine, o să sune ciudat, dar de multe ori problemele și chiar problemele grave cu adolescenții se întâmplă pentru că părinții s-au implicat prea mult și pentru că nu au schimbat modalitatea de control care era potrivită pentru vârsta de 8 ani, nu au schimbat-o cu modalitatea de control și de supraveghere care este potrivită pentru vârsta de 14 ani. Da? Ei folosesc, din păcate, din dorința de a proteja, folosesc, din păcate, aceleași mecanisme de supraveghere care erau bune pentru copilul mai mic. Ei bine, și acolo apar acte de rebeliune, apar tot felul de lucruri. Dragi părinți, nu uitați faptul că voi vă doriți să-l antrenați pe copilul vostru să se descurce în viață. Și dacă doriți să-l antrenați, înseamnă că trebuie să-l lăsați atât cât este cu putință și având supravegherea necesară să înțeleagă anumite lucruri de unul singur. Aș mai vrea aici să fac o comparație, o analogie, pentru că mi se pare importantă. Și e bună analogia pentru părinți. Foarte mulți dintre noi am învățat când eram mici să mergem pe bicicletă. Și cum a început mersul pe bicicletă? Fie cu rotițe ajutătoare, dar chiar și în momentul când rotițele ajutătoare nu mai erau acolo, părintele a ținut ghidonul. Da. Exact, a ținut ghidonul sau a ținut bicicleta fie de ghidon, fie de spatele ghidonului. Ei bine, și la un moment dat, pentru ca noi să învățăm să ne ținem echilibrul, părintele a trebuit să dea drumul la ghidon. Și ce s-a întâmplat imediat după ce părintele a dat drumul la ghidon? Noi am făcut buf, da? De cele mai multe ori am făcut buf. Prin urmare, acel buf face parte din procesul de învățare. Dacă părintele nu ar fi dat niciodată drumul la ghidon, copilul niciodată nu ar fi învățat să-și țină echilibru pe bicicletă. Ei, așa este și cu viața. Dacă nu dai drumul acestui control obsesiv, da, copilul nu învață să-și țină singur echilibru. Care sunt cei mai cuminți copii? Cei care se păzesc singuri. Cei mai buni copii. Copiii care ne aduc cele mai multe satisfacții, cele mai multe bucurii, copiii care ne aduc cea mai multă liniște, sunt copiii care se păzesc singuri, nu cei pe care suntem nevoiți să-i controlăm noi și să le punem tot felul de interdicții care nu fac decât să mărească tentația. Deci aici este vorba de un echilibru. Evident, nu sunt nici avocatul unui stil laissez-faire în care, știu eu, adolescentul se apucă să facă foarte devreme tot ce trece lui prin cap. Asta este clar. Dar e o chestiune de doză și arta de a fi părinte este o artă care se învață la rândul ei, nu-i așa? Clar. Și nu numai că se învață de la sine, copilul te învață să-i fii părinte și este bine de multe ori să, că tot am vorbit despre autoeducare, să ne și autoeducăm prin informare și să luăm cele mai bune surse. Mai luăm o întrebare, după care cred că o să încheiem, ca să nu te mai țin. Îmi spune... Mi-e face plăcere. Auzi, aseară când am avut interviu cu doamna Ozana Barabancea, la fel, tot vorbeam, la un moment dat m-am uitat la ceas, trecuse o oră și nu știam cum să fac să închei puțin, pentru că m-am gândit că o țin foarte mult și îmi spune la un moment dat că nu, dar mie chiar îmi face plăcere, așa că dacă e să-ți facă plăcere, hai să mai vorbim, pentru că și mie îmi face o deosebită plăcere să stau de vorbă cu toți invitații mei, pentru că oamenii trebuie să știe că toți invitații mei sunt aici pentru că eu mi-am dorit foarte mult să fie aici, pentru că sunt oameni pe care eu îi admir și de la care am învățat câte ceva de-a lungul vieții și acest canal de YouTube, Calea spre Mântuire, este cumva o extensie a mea. Știi? Și încerc ca să aduc în viziunea oamenilor și, sau să cunoască anumite, nici nu știu cum să le numesc, părți ale vieții prin prisma mea. Pentru că, practic, canalul mă definește foarte mult. Este cineva care întreabă, în special personalitatea introvertită este predispusă anxietății, dacă în special personalitățile introvertite sunt predispuse. E o întrebare foarte bună. Ar trebui să-mi verific spusele cu ultimele studii, dar n-aș zice.
Nu. N-aș zice că tulburările anxioase sunt cu precădere prezente la introvertiți. De regulă, persoanele introvertite au această tendință din cauza unui factor general de activare. E o chestiune mai complexă pe care o să o explic poate în, cu altă ocazie. Sunt în general mai stabile. Dar spun în general, cred că tulburările anxioase apar la, și la introverți și la extroverți, cam în aceeași măsură. Da, aș vrea să vă mai spun încă o dată că suntem live pe Facebook și pe YouTube, pe canalul Calea Spre Mântuire. Am să vă rog să vă abonați la canalul de YouTube Calea Spre Mântuire pentru a primi notificări de fiecare dată când transmitem o emisiune live sau o slujbă live sau de fiecare dată când postăm ceva. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc tuturor abonaților mei pentru că alături de ei iată, am început să creștem și să ne dezvoltăm și să formăm o comunitate foarte, foarte frumoasă. Aș vrea să mulțumesc sponsorilor acestui canal, Scan Expert și Artizanato Pites. Și totodată, Tudor, atât de bine îmi pare că suntem aici într-o discuție, într-o primă discuție a noastră live și că o să urmeze și altele. Hai să vorbim puțin și despre... Să atingem așa cât crezi tu că e nevoie. O problemă care e fierbinte, este foarte fierbinte în zilele astea, luni începe școala și cu toții suntem, iată, depresivi, anxioși și panicați pentru că nu știm cum va fi. E o chestie așa. Total nouă, nu știm ce ne așteaptă, nu știm cum vor reacționa copiii. Unii nu știu, nu sunt hotărâți poate dacă să-și ducă copiii la școală sau nu. Hai să discutăm puțin despre cum ar trebui să abordăm această problemă. Grațiela, în general, eu urmăresc știrile, dar așa într-o anumită doză, da? Pentru că încerc să păstrez un echilibru în toate. Ce am sesizat, în schimb, este că s-a creat într-adevăr multă panică și mie mi se pare că panica asta este cumva nejustificată și voi spune și de ce. Nu vreau să fiu lipsit de, să par lipsit de empatie față de părinți care se gândesc că poate e un pericol pentru copil să meargă la școală sau poate că noile mijloace de predare, învățare vor fi mai dificile sau vor avea propriile lor provocări. Dar vreau să spun că noi cu multe probleme în viață ne facem o mulțime de grijă înainte și după aceea ne dăm seama că stai Dumnezeu că n-a fost chiar așa de rău. Adică ce încerc eu să spun este că nu suntem ai nimănui, ne aflăm totuși într-un cadru organizat în care se încearcă într-o manieră cât mai înțeleaptă cu putință, e și în funcție de posibilități, e și în funcție de factorii de decizie, să se prevină o răspândire foarte masivă a epidemiei în paralel cu continuarea procesului de educație. Acum, pentru liniștea telespectatorilor, eu vreau să readuc aminte faptul că, deși este bine să ne păzim, este extrem, extrem de rar cazul în care un copil a pățit, se întâmplă, dar este extrem de rar. Rară situația în care un copil a pățit niște lucruri grave de pe urma unei posibile infectări cu COVID-19. Cumva, iată, copiii în general sunt mai feriți, da? ca și grup. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, evident, poate că ne facem puțin griji despre cei care sunt acasă, mai ales dacă există un bunic acasă și un copil care se duce la, se duce la școală. Și cred eu că aici e iarăși vorba despre un echilibru, da? O justă, o înțeleaptă medie între două extreme. Să nu-ți duci copilul la școală din frica bolii înseamnă să-l privești pe copil de procesul de educație, să-l faci să se simtă straniu, pentru că, iată, colegii lui au început școala și el nu a început școala.
și practic să încerci să controlezi incontrolabilul. În schimb, să fii complet nepăsător, nici asta nu este o soluție. Calea de mijloc este să ne trimitem copiii la școală atunci când ei sunt chemați la școală, în funcție de ceea ce autoritățile au rânduit în zonele respective, și să folosim toate acele mijloace care sunt promovate de către autoritățile medicale, fie că, în special, folosirea dezinfectantului pe mânuțe, da? Copilul se poate întoarce de la școală și atunci noi putem să avem grijă să dezinfectăm mânuțele cu un dezinfectant care să aibă minim 70% alcool. Purtarea măștii de protecție acolo unde este necesar, în acele incinte și conform regulilor care au fost propuse. Și cred eu că noi o să trecem cu bine și peste asta. Haideți să nu începem cu panică, încercând să controlăm ceva sau încercând să ne autoiluzionăm că stă în puterea noastră să răsturnăm munții acum, ci să pornim cu puțină credință, nu? Și cu puțină speranță. Cu puțină speranță că lucrurile vor fi ok. Mă întreabă Ana Maria dacă răspundem și la întrebări. Da, Ana, răspundem și la întrebări. Suntem în direct pe Facebook, pe YouTube. Domnul doctor aici de față, Tudor Otaru, este pregătit să vă răspundă tuturor întrebărilor legate de această temă. Iar eu, de asemenea, sunt pregătită să vă răspund la tot ce ține de acest canal. Aș vrea să le spun tuturor oamenilor că un medicament foarte eficient împotriva tuturor bolilor este împărtășania deasă și că este bine să ne împărtășim copiii până la vârsta de 7 ani, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. Eu așa procedez cu copilul meu și slavă Domnului, până acum n-am avut nicio problemă cu el. Este bine totodată să împletim, să ducem copilul în biserică, pentru că o stare sufletească bună îți crește și imunitatea totodată, lucru dovedit, bineînțeles. Și aș vrea să mai spun oamenilor că, apropo de depresie și de anxietate și de tot ceea ce înseamnă aceasta, există și un sfânt grabnic ajutător. M-am ținut să nu uit să spun acest lucru. Este Sfântul Efrem cel Nou, care are acatiste, paraclise și rugăciuni speciale pentru depresie, pentru stări de anxietate și așa mai departe. Multă lume ne mulțumește pentru sfaturi. Și spune că noi chiar punem punctul pe I și îmi spune că este mămica unui adolescent de 16 ani și care chiar a înțeles multe din lucrurile pe care o interesa. Prietenul meu face atacuri de panică atunci când pleacă de acasă cu mașina. Dacă nu are medicamente la el, cum pot să-l ajut? Deci să înțelegem că prietenul este sub un tratament medicamentos pentru aceste atacuri de panică. Așa, și posibil, da. Posibil să fie creat o anumită, acum răspunsul cel mai sec, nu neapărat și cel mai bun, este că ajutorul unui specialist ar fi indicat aici, pentru că acesta poate cartografia felul în care se asociază starea de frică cu anumit stimul, da? Și asta este munca psihoterapeutului, nu este munca psihiatrului neapărat. Dar dacă e să intuiesc cumva din întrebare cam care ar fi cazul, cred că important este ca domnul respectiv să învețe să asocieze plecarea de acasă și mașina, dacă ea este cea care provoacă stările de anxietate, cu o stare de relaxare. Acea respirație controlată despre care vorbeam eu mai devreme poate fi folosită într-o primă instanță atunci când pur și simplu stăm în mașină la volan fără să pornim mașina.
Da? Până când corpul nostru învață că mașina nu e periculoasă. După aceea putem să facem, să dăm doar o tură, da? Și în același timp să ne păstrăm starea de calm prin acea respirație controlată. Și după aceea din ce în ce mai mult și învățăm faptul că drumul nu este periculos. Sper că am reușit să răspund telespectatoarei. Da, aș vrea totodată să te întreb doar pe ce canale, unde te pot găsi oamenii atunci când, dacă sunt oameni care vor să te abordeze și în privat pentru mai multe, nu știu, eventual pentru terapie, pentru că tu, știu că tu faci terapie și online. Cred că cea mai simplă cale pentru a fi găsit este să tasteze efectiv numele meu, așa cum îl văd ei pe ecran, în Google. Și cel mai probabil vor da de site-ul meu. Site-ul meu este psihoterapeutiaș.ro, da? Psihoterapeutiaș într-un cuvânt.ro. Acolo poți să afli mai multe despre activitatea mea și tot acolo sunt atașate este atașată marea majoritate a emisiunilor pe care le-am făcut, fie în calitate de realizator, fie în calitate de invitat, inclusiv micile spoturi, bucățele pe diverse probleme. Chiar la atacul de panică puteți căuta pe site la mine, la secțiunea emisiune aveți o înregistrare de 15 minute despre atacul de panică, iar acolo chiar încerc să explic pas cu pas cum se face respirația controlată. Așa că vă invit să intrați pe psihoterapeutiaș.ro să vedeți exact cum se realizează acea respirație controlată, care e atât de benefică în atât de multe situații. Este și un număr de contact în care, la care te pot contacta oamenii în cazul în care poate au nevoie de o terapie? Dacă este ok să... pe mine nu mă deranjează, dacă este ok pot spune numărul meu de contact. El este același număr care este și pe site. Este vorba de 0745088849. Evident, pentru cei care sună din străinătate, să nu uită să pună prefixul de România. Și da, putem vorbi, măcar să avem o primă discuție, să vedem dacă se pretează la psihoterapie ceea ce se întâmplă acolo și dacă pot ajuta, pentru că nu vreau, nu în mod obligatoriu, o conversație cu un potențial client trebuie să se sfârșească cu o programare, trebuie să înțeleg un pic despre ce este vorba și să vedem dacă nu există. Poate anumite condiții medicale, generale, nu neapărat de natură psihiatrică, și poate că ele ar trebui rezolvate mai întâi și așa mai departe. Da. Aș vrea de asemenea să le spun tuturor celor care poate au intrat mai târziu că suntem în direct pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire și pe Facebook și că această emisiune poate fi găsită ulterior pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire și pe Tudor îl puteți găsi pe canalul lui de YouTube, Tudor Ștefan Rotaru. Exact, da. E același nume, am o parte din emisiunile mele acolo, dar pe site la mine sunt adunate emisiunile pe care le-am făcut din mai multe surse, de aceea am preferat să indic acea cale. Întreb o doamnă, domnule doctor, vă rog să-mi spuneți, stările de a plânge foarte des și tristețea profundă sunt semne de depresie? Depinde. De ce spun depinde? Pentru că, iată, dacă, Doamne ferește, am pierdut pe cineva drag, sunt stări normale ale perioadei de doliu. Dacă am avut un necas recent, da, câteva zile este posibil să fim răvășiți și să plângem și o reacție firească, da? Nu înseamnă că orice tristețe este depresie, dar dacă stările de plâns și stările de tristețe profundă par a nu avea un motiv palpabil și par a se produce pe perioade lungi de timp, chiar până în punctul în care simțiți că vă incapacitează la muncă, în relațiile cu ceilalți, în familie și așa mai departe, este posibil să fie vorba despre un episod depresiv. Uite, legat de ce vorbeam mai devreme cu copiii și cu școala, îmi spune cineva din Anglia că au hotărât să facă educația acasă cu copiii din cauza COVID-ului și că s-au accentuat stările de anxietate și de depresie. Este indicat să continuăm așa dacă au apărut aceste stări? Înțeleg de la părinții respectivi că aceasta a fost decizia lor de a face această educație acasă și de a nu da copilul la școală.
Eu tind să cred că există o legătură și tind să cred că cel mai bun lucru este să fac ce fac și alți copii, adică să se ducă la școală. Și am să spun de ce. Că în mintea noastră, însuși faptul, și mai ales în mintea unui copil, însuși faptul că situația mea este luată din firescul situației celorlalți și este pusă deoparte, da? Și este tratată diferit, creează senzația unui pericol, a unei probleme mari care există și de care trebuie să ne ferim. Și atunci este clar că anxietatea crește și mai mult, nu? E vorba despre a face față incertitudinii. Un lucru pe care îl pomeneam eu și în discuția cu Maria, dacă mai ții minte, Grațiela. The basic idea aici este să ne gândim dacă nu care cumva măsura pe care noi am luat-o face mai mult rău. Din ceea ce aud, din ceea ce îmi spuneți, se pare că da, mai ales că orice ființă vie, orice om și special orice copil are nevoie de oarecare varietate și de oarecare cadență a programului său. Și una este totuși să te duci la școală, să te întorci acasă, să-ți faci temele și după aceea să te bucuri de joacă și alta este să fii acasă tot timpul. Și tratați-vă oameni buni, copii, ca pe niște oameni maturi, ca pe niște oameni mari, cereți-le părerea, întrebați-i cum se simt, ce și-ar dori, pentru că astfel le dați încredere și totodată ei văd că părinții pun preț pe ceea ce spun ei și cresc frumos, cresc armonios și nu sunt ca niște, nu știu, păpușele pe care noi le așezăm acolo unde vrem noi să fie așezate. Spune doamna că au avut și că copiii sunt de acord să rămână acasă, au avut o experiență neplăcută cu școala. Nu mă pot pronunța fără să știu mai multe despre asta. Tudor, hai să ne oprim aici. Hai să stabilim în privat o întâlnire pentru săptămâna viitoare și să recapitulăm încă o dată, dă-le oamenilor o scurtă recapitulare a discuției noastre din această seară. Sfaturi pentru a scăpa de toate aceste neplăceri cauzate de depresie, de anxietate, de atacuri de panică. Ok, am să încerc să fac așa o listă scurtă, sper să fie suficient de scurtă. În primul și în primul rând, nu uitați să vă țineți ocupați și nu uitați să vă țineți ocupați și cu alte activități decât munca, cu lucruri care vă fac plăcere. Și chiar dacă știți că au existat în trecut lucruri care vă făceau plăcere, dar acum nu vă mai fac plăcere, siliți-vă, între ghilimele, totuși să le reluați, pentru că plăcerea va veni și ea. Asta este primul punct. Un al doilea punct ar fi legat de felul în care gândim despre ceea ce ni se întâmplă. Dacă noi avem tendința ca la fiecare întâmplare, eveniment, să avem o interpretare negativă și generalizatoare, atunci este clar că ne vom simți în cea mai mare parte a timpului descurajați, triști, nefericiți. Dar dacă învățăm să gândim mai flexibil, dacă ne punem simpla întrebare, cum aș putea eu gândi altfel acum în această situație, altfel decât gândesc, e posibil să avem surprize plăcute. În al treilea rând, să fim atenți la comportamentele compulsive. Nu cumva verificăm în mod compulsiv, nu cumva ne luăm tensiunea în mod compulsiv, de nu știu câte ori pe zi, de mai multe ori decât a recomandat medicul. Nu care cumva căutăm pe internet tot felul de informații despre boli, simptome, semne și facem asta compulsiv. Da? Avem un junghi undeva, repede căutăm pe internet, oare ce ar putea să însemne junghiul ăla acolo, da? Și găsim cancer sau nu știu ce, da? și ne speriem. Lucrurile astea trebuie să înceteze pentru că ele practic ne bagă și mai tare în bucluc. Da, în paranteză, da. Vreau să fac că e foarte important ce ai spus acum. Nu vă autodiagnosticați pe baza informațiilor de pe internet. Mergeți la un specialist pentru asta. Da. Asta este foarte clar. După aceea,
În ceea ce privește dezvoltarea personală, să fim cumva să ne reamintim care este lista priorităților, adică ce este cu adevărat important în situația de viață în care ne aflăm. Pentru că s-ar putea să fim prizonierii unui punct de vedere, a unui mod de a privi lucrurile, fie că este vorba despre bunăstarea financiară, fie că este vorba despre avansarea în carieră, și să ajungem să nu mai vedem pădurea din cauza copacilor, adică să pierdem din vedere ceea ce este esențial, tocmai pentru faptul că ne ținem cu dinții de alte lucruri pe care le-am judecat esențiale la un moment dat, dar care iată acum nu mai sunt la fel de valoroase dacă este să privim imaginea în ansamblu. Și nu un alt punct, să ne învățăm, fraților, cu faptul că viața înseamnă incertitudine. Viața nu este făcută din certitudini. Viața este făcută din lucruri care nu sunt 100% sigure. Pentru cei 5% care stau în controlul nostru, este bine să facem ceva. Pentru cei 95% pe care nu-i controlăm cu adevărat, cea mai bună este speranța și credința. Și nu în ultimul rând, indiferent ce cale alegeți, fie că este vorba despre duhovnic în cazul celor care sunt credincioși, fie că este vorba despre un specialist în sănătate mentală, fie că este vorba despre o îmbinare dintre cele două, de fiecare dată nu uitați să cereți ajutor, nu uitați să nu cădeți în capcana de a da niște sfaturi care mai tare umilesc și mai tare descurajează pe cei care suferă de aceste probleme. Și nu uitați că pentru orice lucru există o soluție, da? Important este să vă propuneți să schimbați ceva. Atât timp cât pe planeta asta există oameni care s-au născut fără mâini și fără picioare și au nu doar succes, au vieți împlinite și familii, eu cred că putem să ne tragem pantalonii pe noi sau fusta sau în funcție de caz, da? Și să ieșim la o plimbare, să inspirăm aer curat, să ne uităm la culorile toamnei de acum, da? Și să ne gândim dacă nu cumva avem mult mai multe motive să fim recunoscători decât să fim plini de furie sau de resentimente. Cu alte cuvinte, să fim creștini și să învățăm să punem în practică tot ceea ce ortodoxia ne învață. Să iubim, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, să nu-l judecăm, pentru că avem noi propriile noastre neajunsuri și ar trebui să fim atenți la noi, la persoana noastră și mai puțin la cei din jurul nostru, pentru că, slavă Domnului, există un Dumnezeu deasupra care cu asta se ocupă, să fim recunoscători pentru tot ce ne înconjoară și să mulțumim până și pentru faptul că, uite, am avut această discuție care a fost minunată și suntem sănătoși și ne simțim bine atunci când vorbim. Să fim atenți la prezent, să lăsăm trecutul deoparte, pentru că trecutul e important așa să păstrezi amintirile acelea frumoase care te fac să zâmbești din când în când. Prezentul este cel care contează și poate viitorul. Și cum zicea și Tudor, facă-se voia ta, Doamne, pentru că până la urmă n-avem cum să controlăm tot ce ne înconjoară, n-avem cum să controlăm viitorul și dacă ceva este dat să se întâmple, chiar o să se întâmple, pentru că așa e Dumnezeu, știe El de ce ne vin anumite lucruri. Tudor, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Trebuie să le spunem oamenilor că te pot găsi și pe site-ul tău, pe Tudor Ștefan Rotaru, pe www.psihoterapeutiaș.ro. Așa, psihoterapeutiaș.ro. Dar dacă tastează numele meu într-un Google, cel mai probabil vor da de mine, vor da de site-ul meu. Precum și pe canalul tău de YouTube. Vreau să vă spun tuturor să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire pentru a primi notificări cu toate noile postările acestui canal. Cred că v-ați săturat să tot auziți acest îndemn de la sfârșitul fiecărui clip, dar e important să știți. Aș vrea să mulțumesc comunității mele, care este extraordinar de frumoasă, oamenilor care au devenit susținători ai acestui canal și tuturor celor care se implică și financiar pentru susținerea
susținerea activității acestui canal, precum și sponsorilor noștri, Scan Expert și Artizana Topaiță. Sunt Grațiela, Tudor Ștefan Rotaru, invitatul meu. Vă dorim o seară frumoasă, liniștită. Faceți-vă rugăciunea, aprindeți-vă o lumânare și o fărâmă de tămâie pentru un miros frumos și adormiți cu gândul la ce zi frumoasă a fost și uite că am putut fi cu toți aici și să purtăm această discuție. Vă iubesc pe toți, Tudor, îți mulțumesc din suflet încă o dată. O seară bine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și le urez telespectatorilor speranță și tihnă. Doamne ajută! O seară frumoasă, la revedere!